Cu câțiva ani urmă, povestea unui tânăr pe nume Vlad s-a răspândit în întreaga lume și, apropo, acest lucru nu este deloc ciudat, deoarece oamenii din întreaga lume au fost uimiți de modul în care un școlar foarte tânăr are grijă de gospodăria din sat. În plus, reușește nu doar să îngrijească casa ca un bărbat adevărat, dar și, cel mai important, reușește să aibă grijă de mama lui semi-paralizată. Merită de remarcat faptul că băiatul a devenit capul familiei la doar 8 ani și anume din acel moment, întreaga sa viață s-a schimbat radical. Prieteni, grăbiți-vă! Sportvision.ro oferă până la 60% reducere la colecția de vară. Iar dacă te-ai plictisit deja de vară și dorești să te echipezi pentru toamnă, atunci Sportvision îți oferă și reducere de 20% la colecția nouă. Intră pe linkul din descriere și bucură-te de prețurile mici! Tragedia familiei Cudreașov s-a dezvoltat după un scenariu bine cunoscut de toți. După câțiva ani de la nașterea lui Vlad, tatăl său a devenit dependent de băutură și a început din ce în ce mai puțin să acorde atenție soției și copilului său. La rândul său, mama băiatului pe nume Tatiana a fost o femeie puternică și independentă. Ea a încercat să-și întoarcă soțul la realitate, iar după ce a înțeles că bărbatul nu se va schimba ca și multe alte femei, a luat copilul și a plecat de acasă. Și anume atunci, femeia cu un copil mic în brațe a ajuns să locuiască într-o casă veche din lemn. Bineînțeles că viața lor nu putea fi numită una bună, însă cel mai important lucru era faptul că se țineau mereu împreună. Mama muncea din greu, iar Vlad o ajuta cu ce putea. În orice caz, ei nu aveau nevoie de nimic și se bucurau că se aveau unul pe altul. Dar iată că atunci când Vlad a împlinit 8 ani, necazul a bătut la ei la ușă. Odată, femeia a simțit o durere bruscă și, cum s-a dovedit mai târziu, din cauza stresului, organismul Tatianei nu a rezistat și femeia a suferit un accident vascular cerebral, în urma căruia corpul ei a fost complet paralizat. În acea perioadă, tatălui Vlad nu mai era în viață, deoarece a murit într-un incendiu. Și iată că anume atunci băiatul de 8 ani a rămas singur cu acest necaz. Pe Vlad îl aștepta o soartă necăjită într-un orfelinat. Însă copilul, încăpățânat, nu a vrut să se supună soartei sau să o lase pe mama lui iubită. El, ca un adevărat bărbat, a început să facă totul pentru mama sa. Merită de remarcat faptul că un rol important în viața lor a jucat și vecina, care nu doar l-a luat pe băiat sub tutelă, dar și a rezolvat toate problemele cu autoritățile locale. În rest, băiatul trebuia să se ocupe singur de toate și doar imaginați-vă, un băiat de 8 ani a fost nevoit să lupte cu greutățile vieții crude. Informații despre viața lor au început să apară abia când băiatul a împlinit 16 ani și doar în câteva zile povestea lor i-a atins la suflet chiar și pe cei mai indiferenți oameni de pe pământ. Doar imaginați-vă, toți acești ani băiatul a gătit singur, a făcut curat, a tăiat lemne și, cel mai important, a avut grijă de propria mamă. Chiar și atunci când Tatiana a început să se simtă mai rău și a încetat să mai vorbească, băiatul nu a renunțat. În fiecare seară, după o zi grea, se așeza lângă mama sa și din nou o învăța să pronunțe cele mai elementare cuvinte. Băiatul nici nu se putea gândi la un tratament complet, deoarece ei abia aveau bani de pâine. Sărind puțin mai în față, voi spune că toate eforturile sale nu au fost în zadar. Un an mai târziu, mama lui a început din nou să vorbească, nu la fel de bine ca înainte, dar oricum. Dar prieteni, știți care este cel mai interesant lucru? Vlad nu uita nici de viața lui și avea progrese mari în ridicarea greutăților, iar antrenorul era foarte mulțumit de un sportiv ca el. După spusele antrenorului, Vlad era unul dintre cei mai buni elevi de-a lungul carierei sale. Pe lângă asta, băiatul avea și o iubită. Tipul s-a cunoscut cu Anastasia la școală, atunci a apărut dragostea la prima vedere. Din acel moment, băiatul a încetat să mai fie unul la unul cu nenorocirea lui. El împreună cu iubita lui și mama ei au început să aibă grijă de Tatiana. Acum tânărul are deja 24 de ani. A învățat cu sudor ca să lucreze în orașul natal și ca să nu să se despartă de mama sa. Din casa de lemn, familia s-a mutat într-un apartament donat de oficiali, iar sute de oameni continuau să-i susțină, atât material cât și spiritual. Vlad lucrează de ceva timp și a reușit să-și cumpere o mașină, iar Anastasia a devenit un make-up artist. Mama fetei, împreună cu cei doi tineri, în continuare au grijă de femeia bolnavă, care deja treptat a început să meargă și chiar să facă câte ceva în jurul casei. Bineînțeles că această poveste putea avea un final complet diferit, însă dragostea și grija singurului fiu, care niciodată nu a renunțat, și-a făcut treaba bine. În zilele noastre, din ce în ce
mai des se întâlnesc familii acolo unde adulții au grijă de tineri, cumpărându-le apartamente sau mașini. Însă tânărul Vlad a ajuns într-o situație în care a trebuit să ia toate responsabilitățile pe umerii săi și pot spune că s-a descurcat de minune. El niciodată nu a cerut ajutor și făcea totul ca un adevărat bărbat, iar mama este mândră de fiul ei și îi este recunoscătoare pentru tot ce a făcut pentru ea. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Aveți grijă de voi și de familia voastră, iar noi ne auzim data viitoare. Dar până atunci, puneți un like și abonați-vă la canal pentru a face parte din familia Smart Child. Pe curând!